Suntem pe data de 21 ianuarie și mai am două colonii de verificat din întreaga stupină și am zis că vă voi arăta fica măcii roșii. Acum am zis hai că vă arăt doi, nu vă arăt unul. Aici avem o fică, să vedem cum arată. În mod normal trebuie să fie aproximativ ca mama ei. Ia să vedem. Da, super fain. Și o să vedeți că reacția albinei este asemănătoare cu a mamei. Ia să vedem dacă și-a păstrat această genă. Așa. Eu nu vreau să verific decât dacă are miere pe această ultimă ramă. Așa, atâta o să o deranjez pe aceasta. N-are rost să o deranjez mai mult. Fiindcă, după cum văd, este în iernare. Singura diferență este că nu are 100% albina ei, fiindcă în toamnă aici am avut o mătcuță pe care am găsit o braulă. Și măcile pe care găsești brauloză nu mai ai ce să faci cu ele. Deci dacă vedeți vreodată pe o matcă păduci asemănător cu varoa, un pic mai mari, mai deschiși la culoare, ușor mai deschiși, înseamnă că e o braulă. E singurul în atâția ani pe care am văzut acest lucru, fiindcă în zonă mai sunt și stupini care nu sunt îngrijite, vă puteți trezi și cu câte o braulă câteodată. Și e păcat să pierdeți matca, chiar dacă tratați cu varachet, sau fiindcă varachetul omoară și brauloza, dacă dați cu varachet și cade de pe acea matcă brauloza, n-o să o vedeți și atunci acea matcă are un pic de suferit în următorul an și am decis să o înlocuiesc. Și am înlocuit-o cu o matcă de la Matca Roșie, o fică. Și atunci nu este în totalitate albina de iernat a Măcii Roșii. Dacă ar fi să fim corecți, n-ar fi așa mare ghemul. Bun. Am văzut că mâncarea are. Mai arunc o privire pe a doua ramă și trecem la următor. Are și albina roșie, care e de la matca respectivă. Într-o anumită cantitate, nu este chiar 100%, dar se va remedia, adică încet, încet încet, încet matca o să-și facă albina ei. Și acum mai depinde și cu ce trântor s-a împerecheat, că dacă s-a împerecheat cu trântori mai negri, o să fie o albină și așa, și așa, adică o să aibă și albine roșii și albine negre. Ceea ce mă interesează e ca, într-o anumită măsură, această genă să se ducă mai departe. Vor fi măci care vor fi mai curate. Ia să ridicăm această ramă. Mă interesează, s-ar putea să vedem dacă are puiet. Mâncarea are încă suficientă. Dacă n-are puiet, fiind o matcă tânără,
Înseamnă că se duce mai departe. Are și păstura, mai are miere, arată binișor. Haideți să mai ridic totuși o ramă, așa e. Dacă tot l-am deschis, nu-i fac altceva decât mă uit la rame. Și vreau să văd asemănarea dintre aceasta și fica ei. Adică fica ei, adică ea e fica, fica măcirușii. O, mai ridic pasta și gata. Dacă nici pasta n-avem puiet, înseamnă că totul e bine. Haideți că vă arăt și pe doamna mătcuță, ușor. E pe mijlocul ramii, se bagă sub albină. Da, este o matcă care e beca. Ținem mai mult să se observe. Vine către mine. Bun. Și se pare că n-are puiet. Deci, matcă beca, da? Foarte frumos, avem grijă de ea. Este mare. Cel mai probabil le pune ouă. Bun. Haideți că trecem la încă unul. Miere pentru următoarele două săptămâni. Mai este, nu este nicio problemă. În privința mea, e foarte bine. Așa. Bun. Haideți să-l împachetăm la loc. Se pare că împachetajul simplu a fost benefic. N-a trebuit un împachetaj exagerat, cu caturi cu miere în capul albinei, cu caturi sub, nu este nevoie de așa ceva. Deci eu sunt mulțumit de acest tip de iernare. Acum la dezvoltare, când vor crește, e cu totul altă treabă. Va avea nevoie de spațiu. Ceea ce mai îmi place la această rasă este că roirea e scăzută. Nu că n-ar face ea niciodată bocea, dacă o ții strânsă o să facă și ea, că tot albină este, dar are un instinct mai micuț, mai scăzut de roire. Acum venim la acest înmulțitor. Mergem mai departe la înmulțitorul acela. Înmulțitorul ursul e un... Acestea voi face regina. În acestea. Acestea fac reginele. Și anul acesta. Așa. Bun. Avem 8 minute, dar ne vom duce până pe la 20. Ne vom duce până la 20 de minute cu acest filmuleț. Nu este foarte lung. Avem un înmulțitor în care avem acum o singură matcă. Am avut aici bigudiurile prin cu care am făcut lucrările respective de a îngriji regine. Și iată o altă fică a acelei măci. Deci acesta este realul care s-a dezvoltat anul trecut, roișorul. El este pe 4 intervale bune de albină. Și aceasta este o mătcuță roșie, care îmi plac foarte, foarte mult. Haideți să vedem dacă are mâncare. La cum stă ghemul el așa acum, eu zic că este în acest stadiu ca celelalte regina. Bun.
M-am uitat așa, deja am văzut care miere. Are miere, albina este suficientă. Își păstrează un pic din gena, că nu este agresivă. Cantitate de albină frumoasă. Pot zice că am mâncat un pic mai mult, dar fiind mai micuț, iată, își păstrează caracteristicile mama ei. Mama ei. Bun. Stă cu minte pe ramă. Haideți să mai scoatem o ramă, dacă pe aceasta nu e puiet, se pare că e cu minte față de celelalte ce am eu prin stupină, fiindcă celelalte au puiet căpăcit, am găsit unul, e pe 7 rame, am găsit, are puiet pe 3 rame, zici că e în luna martie, așa mult puiet are. În condițiile actuale, zic eu, e foarte mult. Nu mai bine preferi o matcă din aceasta? Acum e cu două fețe și puietul, să ai sau să nu ai. Bun. Iată ce frumos stă, zici că nici nu ai deranja ghebul. Ia stă în două, trei straturi aici. E cu minte. Miere, să zic că pe această ramă, e mai puțină. Are multă albină pe ramă aceasta. Când o să se desfacă, clar umple o ramă. Puiet căpăcit nu văd. Așa. Haideți să mai ridic o ramă. Totuși aș fi curios dacă are miere suficientă. Dacă nu, o să vin cu o jumătate de turtă. Nu este sfârșitul lumii acum. Să-i dăm și lui o jumătate de turtă. Bun. Să ridicăm o ramă. Ia uitați ce de albinare. Și matca roșcată este aici. În mijlocul ramei. La cât de mare este. Așa se va vedea aproximativ pe mijlocul ramei. A crescut, e foarte frumoasă mătcuța. Sper să o prind. Foarte, foarte fain. Sigur are burta plină cu ouă. Bun. Bun, deci acum eu zic că consumul e ok, e bine, în regulă. Dar vreau să văd rama de margine care i-am lăsat-o. Dacă are miere pe ea. Aceasta mă interesează. Să vedem câtă miere are ea pe rama de margine. Are ceva, iată, pe această parte nu mai albină. Are ceva, dar pentru siguranță o să-i pun acolo jumătate de kilogram de turtă. Îi pun.
Îi pun, fiindcă pentru 2 săptămâni foarte rău nu face, dar în caz că scad temperaturile foarte tare, să nu cumva să izoleze albina pe partea din față și să sufere de foame. Nu neapărat că va muri de foame, dar poate să și sufere de foame. Și punându-i această turtă, să o aducem, am aici o jumătate de turtă, o să-i o pun acum și în caz că într-o săptămână va dispărea această turtă, știu că va avea nevoie. Cam asta e, ne? Îndepărtăm ușor albina. Am văzut că mulți nu fac acest lucru, pun peste. Păi da, oricum omori din ele. Oricât ai vrea tu să zici că pui turta, nu știu cum, o să le omori. Folosim un pic de fum. Acest fum trebuie dat doar pe rame, deasupra, fără să afectezi interiorul. Atunci punem turta exact aici și vom vedea peste o săptămână dacă a avut nevoie de această turtă. În pachetajul această colonie este și mai simplă, am pus doar aceste scândurele peste acea pânză. Iată așa, așa iernat. Probabil trebuia un pic mai bine împachetat și atunci un consum mai mic era bun. Un consum mai mic de miere. Dar nu este nicio problemă. Bun, cam atâta. Am terminat și eu de verificat toată stupina. Toate albinuții mi le-am trecut cu vederea. Unde am avut nevoie de turte, am pus. Unde am considerat eu că e nevoie de turte, am pus. Așa că totul e bine. Pierderi nu sunt, dar e acea colonie slăbuță care v-am prezentat-o. E pe două rame, se pare că în fiecare an am unul care e așa mai amărât, pe două rame, dar sunt curios dacă se va redresa. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine!